Vă salut, dragii mei și dragile mele! Sărbătorile continuă, carantina continuă, vacanța, în special pentru pensionari, continuă. Eu zic, noi pensionarii avem o vacanță lungă, lungă, lungă. Mai puțin dormim acum la sărbători, mai mult stăm la masă, mâncăm, mai puțin ne mișcăm. Rezultat, digestie dificilă. Depunere de kilograme, fața umflată. Aveți grijă de să nu îmbătrânim. Aveți grijă de toate acestea, să nu îmbătrânim. Ce sfaturi vă dau eu pentru aceasta? La sfaturi care le puteți aplica în practică. O piele hidratată nu îmbătrânește așa ușor. Hidratați-vă tenul cu creme care conțin acid hialuronic și aloe. Măști hidratante de 2-3 ori în săptămână. Masaj limfatic. Fiecare zi, drenaj limfatic 5-10 minute și de 2-3 ori în săptămână, drenajul limfatic timp de 30-40 de minute. Hidratare din interior. Aveți până la 64 de kilograme, 30 de mililitri de apă plată, filtrată, ozonată, la kilogram masă. Dacă aveți mai mult de 64 de kilograme, adăugați încă 10 mililitri la kilogram masă. Deci, apa se bea pe stomacul gol, cu jumătate de oră înainte de masă și peste o oră jumate după masă. Optați pentru o alimentație bogată în legume și fructe. Fructele, luați-le până la ora 14. Optați pentru carne și pește înăbușit. Preparați bucatele proaspete. Nu folosiți bucatele preparate cu o zi sau două înainte. Pentru aceasta, preparați mai puține bucate în porții mai mici. De dereglări digestive, masați ușor zona stomacului și asigurați-vă cu preparatele necesare. Asigurați-vă cu apă mineralizată, cu apă cu bicarbonați. În caz dacă folosiți alcoolul, vă va fi de folos. Pentru a evita edemul picioarelor, mâinilor, a feței și pentru un drenaj limfatic cu succes, vă recomand să luați pe stomacul gol o linguriță de in în fiecare dimineață. Aerisirea camerei și plimbarea timp de o oră după masă este binevenită pentru sănătatea voastră. Dacă vă doriți să arătați bine în ziua festivă, aplicați-vă o mască de urgență pe care o găsiți în bara informațională. Eu vă doresc sărbători fericite, sănătate și stare de bine. La revedere! Cu drag de voi, Veronica Sandu, medic cosmetolog, specialist al modului de viață sănătos. Pe curând!